numărul celor care s-au pronunțat pozitiv se regăsesc nu doar Partidul Național Liberal și UNPR și UDMR, ci și reprezentanții altor formațiuni politice care există în Parlament astăzi, de la Grupul Popular și Democrat, la Partidul Socialist din România, la reprezentanții minorităților naționale și la cei neafiliați. Sunt tuturor recunoscători și e onorant și obligat. Următorii dumneavoastră pași, vă dați demisia din Senat, mergeți la Sien seara asta, mâine dimineață? Sunt foarte multe lucruri care de procedural trebuie să rezolvate și e firesc. Odată cu votul și cu tot ceea ce înseamnă procedura parlamentară, obligația mea este de a renunța la poziția de senator de Arad. Postul se va vacanta. Ar trebui stabilit ceea ce s-a întâmplat cu domnul Victor Ponta, care a fost numit ofițer acoperit al SIE? Sunt declarații domnului Traian Băsescu. Ar trebui... Deocamdată nu comentez așa ceva. Ceremonia de instalare? Nu știu. Vom vedea, există timp. Poate ne mărit cine sunt până la urmă? Vă propun să lăsăm această întrebare pentru întâlnire ulterioară. Vă mulțumesc tuturor. Ce problema a fost în dosie? Adică, prioritatea. Regional, prioritatea la SIE. Nu am să intru în detalii acum, e prematur. Cred că o expunere publică a elementelor de principiu ale mandatului poate fi detaliată după ce îmi voi fi preluat întru totul atribuțiunea. Dar în discurs am creionat câteva chestiuni pe care le urmăresc cu mult interes. De exemplu, schimbarea cadrului legislativ în ceea ce privește legile siguranței naționale, care au nevoie de modernizare și de adaptare la provocările contemporane. Legile de organizare pentru SIE și SRI sunt dinaintea intrării noastre în Alianța Nord-Atlantică și în Europa. Vă dau numai acest exemplu. Este o chestiune de urgență, cred, și împreună cu colegii de la Serviciul Român de Informații și cu toate celelalte subiecte naționale, trebuie să le punem la punct și totuși să le reducem la forma necesară. Să găsiți SIE altfel când ați găsat în 2012. Sigur, mai există și mai mulți oameni tineri acum acolo, dar sigur că are o performanță foarte bună. Și din punctul acesta de vedere, continuitate. Ce priorități externe aveți în față de mandatul ce s-a schimbat? La cameră. Care va fi relația cu președintele României?